Nu poți cunoaște totul și nu poți raționa fără a efectua erori logice. Da? Deci avem aceste limitări. Nu poți cunoaște totul, nu ai cum. Percepția este limitată, capacitatea noastră cognitivă, craniană, de interpretare, este limitată și ea. Nu putem cunoaște totul, nu putem interpreta, nici măcar să interpretăm corect ceea ce cunoaștem, da? Nu putem efectiv acumula date destule. Uităm foarte mult, de exemplu, da? Nu suntem ca un calculator, ca un PC care tot timpul are acces la toate informațiile din memoria, din hard disk-ul intern, extern și așa mai departe. La noi un pic altfel, procesele se desfășoară în background, da? Cum sunt și procesele la PC, avem continuă astfel de procese de background, adică în spatele a ceea ce vedem, în spatele a ceea ce conștientizăm, da? Background. Și de aceea nu putem cunoaște, de fapt, ceea ce se întâmplă în mod real în mintea noastră și cum gândim. Da? Ce este mintea, ce este gândirea, de fapt, habar n-avem. Și oamenii de știință se chinuie să înțeleagă câte ceva, da? Dar habar n-au nici ei. Habar n-au unde este localizată memoria. Deci la ora actuală, cu toată tehnologia, cu toată cunoașterea, nu se știe unde este localizată memoria, unde sunt localizate aceste informații pe care noi le accesăm din memorie. Și mai fantastic mi se pare faptul că cercetările demonstrează că, de fapt, mintea noastră nu funcționează ca un PC. Da? Adică, când îți aduci aminte de ceva, o imagine, de exemplu, nu este ca la PC. PC-ul reactualizează exact aceeași informație, exact așa cum este ea în memoria ca biți, da, pe hard disk. Da? Exact aceeași imagine este reactualizată de fiecare dată fără nicio eroare, da? La PC. În mintea noastră nu este, a dovedit că nu se petrece așa, de aceea avem cu timpul erori, da? Nu este reactualizarea aceeași imagine, ci e ca o recompunere care este mereu un proces nou. Se recompune o imagine nouă de fiecare dată. Nu este reactualizată exact aceeași imagine, este cumva, da, depășește, să zicem, capacitatea noastră de a înțelege acest aspect, dar este cumva un mecanism de a face, cumva să zicem, economie, ca să spunem așa. De cantitate, de volum, de informație pe care o înmagazinăm și o procesăm. Da? Deci cumva, se spune așa, evoluția a dus la așa un produs, o asemenea tehnologie, da, biotehnologie în noi, în care realizează cu cât mai mare economie. Avem vorba aia, memorie, avem amintiri, dar ceea ce reactualizăm de fiecare dată nu este exact aceeași informație, da, pe care ai trăit-o, ai experiențiat-o. Și asta are, dacă mergem pe acest fir, ajungem la niște, în niște judecăți și raționamente care pot părea foarte fanteziste, pot părea foarte ireale, de neconceput, dar
vom dezvolta și acest subiect, că ne duce cumva spre faptul de a conștientiza că această realitate a noastră are un caracter cumva virtual, da? În sensul că totul este mental, totul este în mintea noastră. Toată această realitate este cum ar veni în mintea noastră și noi avem, ca într-un joc de realitate virtuală, cumva credința și convingerea că este adevărat, este real, este ceea ce percepem, ceea ce experimentăm și așa mai departe. Este foarte interesant, nu? Deci nu poți cunoaște totul și nu poți raționa fără a efectua erori logice. Errare humanum est, da? Cum spuneau unii înțelepți, da? Un aforism din asta. Eroarea este ceva omenesc. Este omenesc să dăm eroare, să greșim, da? Deci, mintea noastră, gândirea noastră dă mult mai multe erori decât un PC, un telefon, da? Suntem supuși erorii, suntem supuși greșelii, asta este, așa este, așa suntem construiți, așa este lumea, așa este organismul, așa este mintea noastră, așa sunt condițiile noastre de viață. Erare humanum est, nu poți raționa fără a efectua erori logice, fără avea și neadevăruri în mintea ta. Nu există niciun om în mintea căruia să fie numai adevăruri și niciun neadevăr în credințele și convingerile sale. Da? Deci, din cauza asta, că nu poți cunoaște totul și nu poți raționa fără a efectua erori logice, putem înțelege că de aceea omul are credință, da? Ceea ce numim credință este ceva care nu este în mod concret și absolut pentru noi, pentru fiecare adevărat sau fals. Da? Deci avem credință că așa, eu cred că așa este. Nu sunt convins, nici nu pot fi convins în mod absolut că așa este cum cred eu sau cum sunt convins. Majoritatea cred că convingerile sunt ceva peste care nu se mai poate trece, cum sunt convingerile, să zicem, științifice ale oamenilor de știință, da? Informația cu caracter științific. Da? Și acolo se dovedit că nu există așa ceva. Da? Deci știința, prin definiție, trebuie să fie ceva falsificabil, adică să plece și să accepte premisa că orice descoperire, orice cercetare, orice concluzie, da, trasă de un experiment științific, trebuie să rămână falsificabilă, adică să poată fi infirmată la un moment dat de alte cercetări, da, poate ceva s-a greșit, poate a fost o eroare în acea cercetare, poate a fost chiar în toate cercetările efectuate până la un moment dat, care au dus chiar la aceeași concluzie, același rezultat, poate să fie cumva o eroare. Da? Poate una de interpretare, poate una, nu știu, care a ținut de condițiile experimentale și așa mai departe. Deci, niciun rezultat a unei cercetări științifice nu poate fi bătut în cuie ca reprezentând adevăr absolut. Da? Și asta spun și oamenii de știință care au înțeles ce înseamnă știința, de fapt. Da? Dacă un grup de cercetători, da, ar face un experiment și după aceea ar bate în cuie acel adevăr, să spunem, aceea nu ar fi un adevăr, ar fi o dogmă, da? Ar fi, zicem, dogmele religioase, da? După aceea, dacă alți cercetători ar demonstra că, în experimentul lor s-ar demonstra că rezultatele lor
arată altfel, au dus la altă concluzie, la diferențe, da? Anumite diferențe, arată anumite diferențe, atunci ce ar însemna? Că automat orice cercetare făcută care nu ajunge la acel rezultat înseamnă că e falsă, din neadevărată, da? Eronată din start? Deci nu se poate așa ceva, da? Deci în știință se acceptă că orice adevăr științific, da, rezultat din cercetare, din măsurători științifice, din experimente științifice, este falsificabil, adică poate fi demonstrat ulterior că este fals, da? Deci trebuie să existe această libertate, să spunem așa, reveni asupra erorilor, da? De a scoate în evidență erorile, greșelile, de orice fel pot fi ele, da? De aparatură, de măsurare, de interpretare, de, da? Deci sunt multe. Peste culmea, există foarte multe cercetări științifice care au erori. Deci rezultatele publicate conțin erori și nu din cauză că, să zicem, experimentul a fost eronat, ci din cauză că interpretarea informației care a rezultat din cadrul acelui experiment, modul de interpretare al acelor cercetători care au efectuat experimentul a fost eronat. Deci ei au obținut acolo niște cifre, au obținut niște măsurători, au obținut niște indici, niște, da? Și pur și simplu i-au interpretat în mod eronat. Da? Cum apar idei din astea, afirmații de genul particula lui Dumnezeu. Particula lui Dumnezeu. Ce interpretare este asta, nu? Am cetățenit așa. Bosomul Higgins. Particula lui Dumnezeu. Citești pe niște pe internet titlurile astea. Cercetătorii științifici au demonstrat existența particulei lui Dumnezeu. Deci au demonstrat că există Dumnezeu. O interpretare la interpretare. Deci în mass media făcută interpretare. Dacă există particula lui Dumnezeu, atunci uite, oamenii de știință înseamnă că au demonstrat că științific că există Dumnezeu. Și când te duci să vezi ce este acea particula lui Dumnezeu de fapt, constați că n-are nicio legătură cu Dumnezeu de fapt. A fost o denumire, să zicem așa, eronată, o denumire greșită, o denumire confuzorie dată, da, acelei particule și rolului ei, da? Deci, bun, sunt tot felul de ipoteze. Am demonstrat că există acea particulă. Cercetătorii din calcule matematice intuiau sau calcule arătau că este posibil să existe o particulă de acel gen în care ei s-au chinuit să experimental să-i demonstreze existența, da? Dar faptul că acea particulă există, iară sunt tot felul de interpretări ale diferite, da? Tot felul de cercetători care interpretează în mod diferit fiecare rolul acelei particule. Deci, este, cum să zicem, este o junglă și lumea nu-și dă seama, chiar în știință, în cercetarea științifică, în rezultatele publicate, da, pentru noi privind aceste cercetări, este o junglă. Da? Deci, de curând mă uitam la domnul fizician, da, Prescură, care și el cumva explica acest lucru. Deci, la ora actuală, un fizician poate să-și dea seama că e aproape imposibil ca fizicienii să, nu știu, să descopere adevărata natură a vieții și universului și
Deci este atât de complex acest univers, această lume și noi suntem atât de limitați la ora actuală privind ceea ce putem cerceta, experimenta, chiar și științific, încât nu există nicio convingere că oamenii de știință, dacă se continuă în acest fel, ar putea să ajungă să, nu știu, să înțeleagă și să demonstreze științific într-adevăr care sunt bazele, cum a luat naștere universul, viața. Ok, deci este, să spun așa, foarte important de conștientizat faptul că și în lumea științifică este multă credință, multe convingeri, dar și mult neadevăr. Da? Și va exista în continuare, pentru că și oamenii de știință fac interpretări ale datelor pe care ei le obțin prin cercetările lor, interpretări care sunt subiective, da? Sunt emise, cum am spus mai sus, din această limitare a capacităților noastre cognitive și intelectuale de a interpreta și a da sens corect percepțiilor, reprezentărilor, da? Deci modul în care trasăm concluzii logice nu este nimic perfect în asta, nu avem o judecată perfectă, oricât de oameni de știință am fi, da? Și oamenii, fiecare om de știință are neclaritățile lui, da? Nimeni nu știe originea vieții, originea universului, nimeni nu știe, niciun om de știință la ora actuală nu știe ce a fost înainte de naștere, ce va fi după moarte, da? Cum a luat naștere viața pe pământ, cum a luat naștere universul, deci o grămadă de lucruri astea. Niciun om de știință nu știe, dar sunt tot felul de ipoteze, ipoteze cu caracter științific, care se bazează pe anumite calcule, anumite. Și deoarece nu poți cunoaște totul și nu poți raționa fără a efectua erori logice, de aceea avem credință, da? Poate fi aceste credințe și convingerile noastre pot fi mai mult sau mai puțin științifice, dar cumva trebuie să conștientizăm faptul că nimeni nu deține adevărul, adevărul absolut, nici oamenii de știință, și totul este falsificabil și în știință, da? Și dacă veți avea curiozitatea, de exemplu, să căutați pe internet, da? Scrie știință Wikipedia și să dați la știință, o să vedeți mai detaliat despre ce vorbeam. Și aici am ajuns la ceea ce spuneam înainte, da? Certitudine și știință. Deci o teorie științifică este empirică și este întotdeauna deschisă falsificabilității dacă sunt prezentate noi dovezi. Adică nicio teorie nu este considerată vreodată strict sigură, deoarece știința acceptă conceptul de falibilism. Filozoful Karl Popper distinge clar adevărul de certitudine, ceea ce și spuneam și eu. Conform lui, cunoașterea științifică constă în căutarea adevărului, dar nu este căutarea certitudinii. Toate cunoștințele umane sunt supuse erorii și, prin urmare, incerte. Noile cunoștințe științifice duc rare ori la schimbări mari în înțelegerea noastră. Potrivit psihologului Kate Stanovich, poate că utilizarea în mass media cuvintelor precum descoperire face publicul să-și imagineze că știința dovedește în mod constant
că tot ceea ce se credea odată ca fiind adevărat este fals. Deși există cazuri faimoase precum teoria relativității, care a necesitat o reconceptualizare completă, acestea sunt excepții extreme. Cunoașterea în știință este obținută printr-o sinteză treptată a informațiilor prin diferite experimente de către diversi cercetători din diferite ramuri ale științei. Este mai mult ca o urcare decât un salt. Teoriile variază în măsura în care au fost testate și verificate, precum și acceptate în comunitatea științifică. Da? Deci în comunitatea științifică acolo este o junglă, da? Ca în orice domeniu. Deci există teorii și, da, care în mass media apar că sunt adevăruri, da? Deci așa sunt prezentate în mass media de prezentatori. Asta e adevăr, un adevăr științific, dar în comunitatea științifică ele poate că n-au fost testate și verificate și chiar comunitatea științifică nu le acceptă încă ca fiind adevăruri. Da? Deci asta este de reținut. O teorie științifică este empirică, este întotdeauna deschisă falsificabilității dacă sunt prezentate noi dovezi. Este bine de meditat un pic, da, la aceste adevăruri științifice care ni se prezintă în mass media și lumea le preia ca adevăr absolut, da? Și după aceea apar noi cercetări, nu știu ce, și că nu-i chiar așa, că, bun, poate datele culese din experiment au fost ok, dar interpretările oamenilor de știință n-au fost ok. Aici este o eroare umană, da? Modul în care noi interpretăm anumite rezultate, anumite date, anumite măsurători, anumite calcule și așa mai departe, da? Deci noi ar trebui să fim deschiși, da? Să rămânem deschiși și să nu batem nimic în cui, așa, da? În mintea noastră, da? Privind adevăruri absolute care cumva se pare că nu există adevăruri absolute. Deci absolute care nu se vor schimba niciodată, da? Nu sunt falsificabile, nu pot fi sau nici nu vor fi demonstrate niciodată ca având vreo eroare. De aceea avem credință, de aceea avem convingeri. Dacă nu ai avea credință, nu ai avea nimic. Credința este strâns legată de interpretările tale, de modul în care mintea ta face sens. Da? Deci tot ceea ce mintea construiește, după cum am spus, acceptă ca fiind adevăr. Poate nici nu e corect spus neapărat adevăr, nu știu, valabil, să spunem. Da? Deci e ca și cum nu există un discernământ clar, nici mintea nu face acest discernământ, că, bun, eu dacă vorbesc, de exemplu, mai repede și vă tur informațiile, bun, mintea voastră se fixează, nu se fixează, nu puteți urmări ce-i neadevăr, dar se fixează, spun cercetătorii, ca fiind adevărat până în momentul în care mintea voastră va apare acel simț critic și care va judeca și va ajunge la concluzia că ceva este fals din ceea ce a acceptat inițial ca fiind adevărat, dar nu este chiar sensul că îi atribuie valoare de adevăr, ci atribuie cumva un sens de valabil, da? Ceva legat de valabilitate, de funcționalitate, ca să spunem așa. Deci minte ce bun, pot funcționa pe interpretarea asta care pare logică, da? Nu vreau să mă blochez, că n-am cunoștințe necesare, n-am experiența necesară, n-am asta pentru a demonstra acum că este fals, dar nu pot, n-am nici cunoștințe și experiența aceasta care să demonstreze în mod absolut că este adevăr și atunci lasă să treacă informația, lasă să se amprenteze și cumva în ideea este bine să am această informație, o înmagazinez și o voi folosi când va fi timpul, da? Deci trebuie să am aceste achiziții, mintea
achiziționează, nu respinge, da? Din start, pam, pam. Nu știu dacă e adevărat, am respins. Nu știu, am respins. Nu știu, tot timpul am respinge, de fapt, n-am achiziționat nimic, da? Deci e bun, hai, ne folosim, folosim, lucrăm cu ce avem, nu? Și hai să avem cât mai mult, să avem cu ce lucra, să, nu? Hai să avem material de lucru. Și atunci mintea le absorbe, mintea restochează aceste informații. Și atunci cumva eronat să spunem că le acceptă ca adevăr, le acceptă cumva ca fiind, ca având o utilitate, da, și le stochează într-o stare așa de funcționalitate, de valabilitate, de, da? Însă din păcate cumva noi ne creăm așa un pic totuși, nu acceptăm că nu știm, deci avem această ceva din noi, așa, din ego-ul nostru, din, nu știu, mândria noastră, din ăsta nu vrea să accepte, nu vrea să spună nu știu, ci spune ceea ce crede, da? Să spun eu adevărul. Bun, spune adevărul, spune ce crede el despre acel lucru, dar nu poate demonstra, nu poate, când cere argumente și ăsta se enervează și polemici și așa mai departe. Bun, și avem aceste, deci ne formăm aceste credințe, înmagazinăm, depozităm acolo undeva, mintea face sens, creează un sistem, încet, încet, da, tot sistematizează toate aceste informații, încearcă să facă puzzle-ul ăsta ca să putem avea interpretări cât mai, nu știu, mai raționale, mai corecte sau asta, dar nu vom putea niciodată, de fapt. Dar încercarea există, tendința de a realiza acest puzzle și de a combina toate aceste informații, să vedem clar peisajul realității, cum arată realitatea de fapt, care este adevărul, nu? Dacă căutăm în definiții ce înseamnă realitate, realitatea este ceea ce este, sau adevărul, adevărul este ceea ce este real, da? Așa se spun, ceea ce există în realitate este adevăr, este adevărat. Ceea ce nu există este fals, da? Deci falsul, minciuna, da? Minciuna este ceva ce nu există în realitate. Da? Deci asta puțină lume conștientizează, de fapt, acest adevăr, să spunem așa, da? Ce este realitatea, ce este adevărul. Ele cumva așa tind să se suprapună, dar noi nu putem percepe ce este realitatea și de aceea nu putem să percepem în mod absolut adevărul, din cauza că avem probleme de percepție și de interpretare, da, ceea ce percepem. Suntem limitați și în modalitatea noastră de percepție și în modalitatea de interpretare. Deci, în viziunea pesimistă, putem spune că niciodată, oricâte achiziții, oricâte experiență vom avea, oricât vom citi, oricât vom învăța, niciodată nu vom fi, în cursul acestei vieți, în măsură să ajungem la adevăr, la adevărul absolut, la un mod de a gândi și de a raționa fără nicio eroare și așa mai departe. Nu vom putea. Astea sunt condițiile vieții. Așa este creat și organismul omenesc, creierul omenesc. Astea sunt condițiile date, este, să zicem, limitarea noastră corporală, limitarea avatarului pe care îl folosim în acest joc al vieții, da? Avatarul, corporalitatea, organismul ăsta este limitat în percepție, este limitat în interpretare și tot ce trece prin el și ca percepție, ca gândire, asta este limitat. Da? Ne împiedică efectiv să ajungem la
realitatea așa cum e, deci la adevăr așa cum este el, adevăr, adevărul ăla absolut, care ar reflecta realitatea exact așa cum este ea, realitatea pe care noi nu putem percepe, nu putem cunoaște, da, prin simțuri, dar ne chinuim să ne o reprezentăm, să o descoperim prin gândirea noastră, da? Deci, practic, dacă pe mine m-ar întreba care este rolul vieții, da, eu cam ăsta văd rolul vieții, așa este organizată viața, corporalitatea, condițiile de viață, încât să ne forțeze, deci ne forțează continuu, zi de zi, să ne folosim gândirea, da? Capacitatea de a raționa, de a interpreta. Deci avem prea puține date pe care le putem culege prin simțuri, simțurile imperfecte și astea, și suntem forțați să căutăm mereu să înțelegem ceea ce nu putem percepe, da? Ceea ce se ascunde în spatele lucrurilor, ceea ce ne ascund ceilalți oameni, da? Deci ei ne pot ascunde adevărul, realități, da? Ne pot ascunde adevărul, ne pot minți, ne pot ăsta, și noi suntem forțați să învățăm, să ne dezvoltăm acest discernământ în mod mental, adică pe baza cunoștințelor, experienței pe care o avem și nu prin percepție directă, da? Nu putem citi gândurile în mod normal, gândurile celorlalți, și asta din cauza că nu putem gândi, mereu rămânem în stadiu de credință. Noi credem că știm ceea ce gândește Cato, da? Sau partenerul tău, sau copilul tău, sau cineva foarte apropiat. Tu poți să ai credința și să fii convins, nu, dacă tu știi cum este el, tu știi ce gândește, tu știi că el nu te-ar înșela, tu știi că el nu te-ar minți, tu știi, dar este la fel de credință. Și ai surprize. Ah, m-a mințit, m-a fie de la cineva. Oh, mă. Nu? Avem aceste surprize. Vedem că avem credințe și convingeri false și este în firea, natura lucrurilor, a naturii umane, da? Să fie așa, să suntem imperfecți și nu poți cunoaște totul, nu poți raționa fără a efectua erori logice. Într-un fel, pe asta se și bazează, să zicem așa, frumusețea vieții. Deci, asta ne menține cumva în a avea interes să facem acest joc al vieții. Da? Deci niciodată nu ajungem la niște certitudini absolute, la adevăr absolut, la nu știu, dar căutăm și credem că am găsit și plăcerea de a descoperi mereu ceva nou, ce descoperi de fapt, ceea ce simțurile tale limitate nu pot percepe, nu descoperi, cum descoperi, prin gândire, prin experimentare, prin, da? Putem face aceste descoperiri tocmai din cauza faptului că suntem limitați în percepție și nu știu ce se întâmplă în cealaltă cameră, nu? N-am niciun simț, niciun analizator, da? Care să-mi, prin care să pot percepe ce se întâmplă în camera de lângă mine sau în stradă sau, nu? La un moment dat descoperim, la un moment dat aflăm, la un moment dat, da? Și asta face parte din joc, din fascinația jocului, ca să spunem așa, da? Faptul că am intrat aici într-un joc în care suntem limitați. Suntem limitați și trebuie să ne punem mintea la gândire, să ne punem
gândirea la muncă, să spunem așa, să ne exercităm gândirea, să ne forțăm să înțelegem, să ne forțăm să descoperim adevărul, să așa mai departe. Bun, deci credința este strâns legată de interpretările tale, de modul în care mintea ta face sens. Da? Deci asta putem face, să ne formăm niște credințe care, cu cât sunt așa mai, ne simțim mai bine închegate, mai logice, mai nu știu ce, ele se transformă așa mai, se betonează un pic așa, niște convingeri, da? Bun, și atunci ce înseamnă? Ne gândim, bun, formăm credințe, ce înseamnă a distruge o credință, da? Deci a distruge o credință înseamnă tocmai asta, distruge toate interpretările care au clădit acea credință, da? Pe care se bazează acea credință, da? Interpretările pe care tu le-ai făcut mintea ta sau le-a preluat, interpretări emise de alții pe care tu le-ai preluat, le-ai acceptat ca având valoare de adevăr, că ți s-au părut foarte logice, că se potrivesc cu interpretările tale și puzzle-ul tău, vezi că așa prinde o formă, asta care face sens pentru tine, parcă seamănă cu ceva, da, deci face sens, nu? Am o imagine, parcă prinde contur această imagine. Bun, deci ceea ce face sens privind acea credință, structura logică pe care se bazează ea. Da? Deci căutăm cel sens și ne place când putem face sens. Minunat! Credința este un instrument fantastic, magic, iar oamenii care știu să-l folosească eficient devin adevărați magicieni. Da. Așa este. Exemplu, dacă tu crezi că ești slab, neajutorat, neputincios, așa va fi. Dacă tu crezi că ești puternic, potent, capabil, că poți face orice îți pui în minte, așa va fi. Indiferent de ceea ce tu crezi, viața ta așa va fi conform credințelor și convingerilor tale, da? Deci ele te influențează, clar, acest sistem al credințelor și convingerilor ne influențează comportamentul, da? Ne comportăm în viața noastră de zi cu zi așa, pe măsura credințelor și convingerilor, așa cum ne-am format acest sistem, da? Credințe și convingeri pe care se bazează și obișnuințele noastre, da? O viață plină de eșecuri, necazuri, suferințe sau o viață plină de succese, împliniri și bucurii. Da? Deci după cum crezi, efectul placebo, nocebo, optimism, pesimism, da? Acolo suntem, putem privi diferite puncte de vedere asta. Da? Deci tot ceea ce tu ai crezut și crezi despre tine, despre ceilalți, despre lume și viață, se reflectă în ceea ce trăiește acum, în prezent, da? În acest moment și în fiecare moment al prezentului, da? Acest prezent continuu. Deci viața ta de acum este efectul credințelor tale prezente și anterioare. Da? După cum ți-ai format și consolidat acest sistem de credințe și convingeri. Deci ce ai crezut și crezi în prezent, clădește viitorul tău, este structura lui pe care viitorul tău se bazează. Da? Deci este ca o proiecție pe care tu ai deja, ai structura aia care proiectează viitorul tău, ai sistemul ăsta care te duce inevitabil spre un viitor deja prefigurat prin modul în care tu gândești și te comporți. Da? Este acel concept karmic, da? Soartă destin, însă bazată, privită cumva prin deci așa modul în care ai fost programat să gândești și să te comporți. Da?
Deci prezentul este clădit pe credințele tale din trecut. Deci, logic, înseamnă că poți restructura viitorul tău, care este deja prefigurat, da? Asta e conceptul karmic. Avem un viitor, avem prefigurat, noi înșine cumva am contribuit, să zicem, la modul în care se desfășoară viitorul nostru, să spunem așa, da? Și noi contribuim la prefigurarea lui prin ceea ce gândim și facem, da? Clipă de clipă. Deci poți restructura viitorul tău deja prefigurat dacă poți restructura sistemul tău de credințe în prezent, prezentul continuu. Da? Deci orice schimbare, transformare se poate face doar în prezent. Da? Deci acest prezent care este, putem privi ca, nu? Continuu, ca o linie așa continuă, da? Care merge din trecut în viitor. Da? Și oamenii de știință nu spun, de fapt, noi avem percepția că există un prezent liniar, da? De fapt, timpul nu este liniar. Faptul că noi trăim în prezent, ăsta e jocul vieții, așa îl facem, suntem prinși pe linia asta conștientizării faptului că trăim prezent așa clipă de clipă, care de fapt el este o călătorie așa în trecut, în viitor. Da? Deci noi putem opera în mod conștient. Asta este cel puțin impresia noastră puternică. Toate schimbările, transformările le putem opera doar în prezent. Da? Deci este clar că necesită efort, exercițiu, da? Conștient pe care să începi să-l faci, da? În prezent, din prezent și continui după aceea în prezentul tău. Bun, întrebare. Îți place viața ta de acum? Așa cum este ea? Dacă da, atunci este bine și mă bucur pentru tine. Continuă să faci ce faci și să crezi ce crezi, cum crezi, da? Dar dacă nu-ți place viața ta de acum, atunci devine evident faptul că este cazul să începi să-ți schimbi, să-ți transformi sistemul tău de credințe despre tine, lume și viață. Deoarece, cum am spus, schimbarea vine din interior. Da? Deci, ceea ce am spus înainte argumentează, se leagă de această afirmație, schimbarea vine mereu din interior. Da? În realitate, viața nu este în întregime roză sau neagră. Da? Viețile majorității oamenilor sunt cenușii. Da, deci poți avea o viață roză, nu știu, un timp, să spunem, da? Și după aceea să urmeze, nu știu, o perioadă mai cenușie, mai neagră chiar sau ăsta, dar cam nicio viață nu este, nu a fost de la început, la sfârșit, numai roză sau numai și numai neagră. Sau, da? Majoritatea sunt așa, facem așa cumva să zicem o medie, este o fiecare are o viață așa cumva cenușie. Deci nu trebuie, deci, ca oamenii să schimbe tot sistemul lor de credințe și convingeri, ci doar o parte din sistemul credințelor lor. Da? Adică cele care le întunecă viața. Și aceste credințe nu sunt foarte greu de depistat. Sunt greu dacă nu ți îndrepți atenția spre asta și nu aloci un efort pentru asta, atunci este chiar imposibil. Dacă nu faci, nu obții.
Dacă te-aș întreba acum ce crezi despre cutare sau cutare lucru, persoană, proces, eveniment, răspunsurile tale ar evidenția rapid modul în care gândești, natura credințelor tale. Ai o atitudine pozitivă, gândești pozitiv, gândurile tale au o tentă veselă, luminoasă, roz, sau ai o atitudine negativă, gândești negativ, gândurile tale având o tentă întunecată, tristă și deprimantă. Întrebările poți să ți le pui și singur, că tu ție însuți, da, să faci acest exercițiu, dar nu trebuie neapărat să te aștepți să te constrângă cineva, să te forțeze cineva, dar poți, dacă face sens pentru tine, da? Poți efectua singur. Deci începe cu începutul, adică cu tine, căci totul pleacă din interior, de la tine și se răsfrânge în exterior, asupra celorlalți, asupra lumii și vieții. Întreabă-te în mod serios ce crezi tu despre tine și încearcă să-ți oferi răspunsuri cât mai sincere, oneste, deschise. Fii sincer cu tine însuți. Ai curajul să scrii ceea ce crezi despre tine acum într-un fișier pe calculator. Da? Dacă pui în scris, da, în fața ochilor, sunt două lucruri. Una, că vezi mai bine, vezi panoramic, să zic, și alta, te detașezi. Da? Ai pus pe hârtie. Și cumva s-a realizat o detașare a ta față de ceea ce ai pus pe hârtie, da? Și poți să-ți exerciți mai bine și simțul critic, dar și simțul discernământului, da? Când ai pus problema, ți-ai înfățișat-o, ți-ai nu știu ce în fața ta, problema pare mai mică, dar este și perceptibilă, da, sub o formă, da? O să vezi o formă scrisă, afirmații. Care e problema mea? Scriu aici. O văd. Acum cumva mă și detașez prin faptul că am scris-o, da? Mi-e mai ușor să o conștientizez, da? Este un proces ok, foarte ok, să pui în scris, da? Deci ai curajul să scrii ceea ce crezi despre tine într-un fișier pe calculator. Este o modalitate simplă, da, și revii ușor la ea și adaugi și schimbi ce vrei. Scrie tot ce îți vine în minte fără să-ți exerciți simțul critic, ca și cum te-ai privi în mod detașat din afară, ca un observator extern, da? Deci încearcă să fii cât mai puțin subiectiv. Deci șmecherie, să spunem așa, care o poți aplica, încearcă să o faci ca și cum ai vorbi despre altcineva, despre un alter ego al tău. Încearcă să te privești din afară, da? Ca observator, observator imparțial, da? Judecă-te ca altcineva, să spunem, detașează-te un pic de subiectivitate, să spunem, da? Dacă te ajută să simți că nu te culpabilizezi, că nu te învinovățești singur, poți începe cu X este sau X a fost așa și așa, unde X este numele tău. Da? Și atunci realizezi această detașare, da? Cumva, da? Privești din afară. Acest proces al transformării, odată inițiat, te va schimba, cu atât mai mult cu cât tu vei înțelege mai bine și vei aplica această metodă de transformare. Poți să-ți imaginezi că din clipa în care ai început să te transformi în mod pozitiv, nu vei mai fi tu cel ce ai fost, ci vei trece prin o mulțime de variante noi, tot mai bune, mai perfecționate, a ceea ce tu crezi că poți deveni. Putem privi ca o transformare, o devenire. În esență, însă, nu este niciun câștig, nicio pierdere reale, este doar o transformare.
Deci nu ai de ce să te temi, nici de ce să te bucuri că ai pierde sau ai câștiga ceva procedând așa, da? Dar gândind pozitiv, da? Din perspectiva asta de a gândirii pozitive, putem interpreta transformarea în sensul dezvoltării personale drept un câștig. Da? Deci, cumva, zicem așa, ne păcălim pe noi înșiși ca să ne păstrăm la nivelul ăsta de optimism, să spunem așa, da? Un mic ajutor privind logica și motivația demersului tău de transformare interioară. Toate celulele organismului omenesc se nasc și mor, au un ciclu de viață. Unele au un ciclu mai scurt, altele mai lung. Oamenii de știință afirmă că la fiecare 7 ani se poate considera că tot organismul s-a înnoit. Da? Ritmul de înnoire a unor celule, cum sunt cele ale mucoasei digestive, de exemplu, are o rată foarte rapidă de înnoire. Da? Altele, poate câțiva ani, dar în fiecare clipă milioane de celule mor și milioane se nasc, da, prin diviziune celulară, în continuu, cum să zicem, la nivel epitelial de piele, de exemplu, avem așa zisă piele moartă, nu? Celule care mor, da, da, împinse la suprafață și escai. Ți se duce pielea, nu? Ți se duce pielea la celule moarte, nu? Care au fost vii cândva. Bun, deci corpul tău este într-o permanentă transformare, clipă de clipă, în continuu, da? În continuu există o permanentă transformare în corpul tău, ceea ce nu conștientizăm, nu. Nu ne stă mintea la asta, să spunem, dar corpul este într-o permanentă transformare. Și atunci ne putem gândi, dar mintea oare modul tău de a gândi, este într-o continuă și permanentă transformare? Este o bună întrebare, nu? Corpul tău de acum nu este corpul de când erai un sugar, nu-i așa? S-a transformat foarte mult, nu? Corpul sugarului care ai fost nu mai este corpul adultului care ești acum. Da? Nu mai este efectiv același corp. Este un corp transformat, este un corp nou, putem spune. Da? Alte celule, nu mai ai acele celule pe care le aveai când erai sugar. Atunci, deci, nici modul în care gândești acum nu este același cu cel de atunci, de asta e evident. Nu mai gândești acum exact cum gândeai când erai un sugar, nu? E evident, nu? Deci, tu, cel de acum, nu mai ești cel din copilărie, nici corporal, nici mental. Această viziune, deci, te poate ajuta să conștientizezi că totul se transformă și că tu ești în măsură de a putea decide în ce sens și direcție dorești să te transformi. Da? Tu te-ai transformat de când erai copil, te transformi în continuu și la nivel corporal, fizic, da? De organism și la nivel mental, de gândire, de credințe, de convingeri. Deci este logic, da? Foarte logic și clar că ai putea să-ți influențezi această transformare, da? Dacă cumva intenționezi, da? Ai credință, da? Ai credință, poate și dobândești chiar convingerea că poți să o faci în mod conștient, da? Să începi să-ți exerciți din voința ta măsura în care dorești să te transformi. Cum, în ce direcție și așa mai departe, da? Vrei să schimbi ceva la corpul tău, te apuci de exerciții fizice, vrei să schimbi ceva în
Mentalul tău, în gândirea ta, te apuci de exerciții mentale, da? În orice caz, deci este clar că trebuie să te apuci de exerciții, de antrenament, da? E corporal și mental, nu? Este necesar un efort, un efort de voință. Deci, de exemplu, dacă ești cam sedentar acum, dar alegi de azi un stil de viață sportiv, sau oarecum, cât de cât sportiv, dar pentru viitor, asta îți va schimba, îți va modela atât corpul, cât și mintea radical, da? Adică, mens sana in corpore sana, oxigenarea creierului este clar că ajută la, zicem așa, contribuie la sănătatea mentală, nu? Dacă creierul se deteriorează și modul în care gândești se deteriorează, nu? Deci trebuie să-ți menții un flux sanguin normal, trebuie să-l oxigenezi creierul ăla, nu? Trebuie să-l ții în activitate, să faci anumite activități, dacă nu dai de lucru creierului neuronilor, circuitele încet încet se deteriorează și așa mai departe, da? Bun, deci tu poți să influențezi, da? Ai influență dacă preiei, dacă vrei să preiei, ea din control, dacă intenționezi să faci, să aduci niște schimbări, niște transformări, da? În mod conștient. Nu spun că este ușor să schimbi în mod pozitiv modul de gândire și comportament, da? Nu este ușor. Dacă ar fi ușor, toți ar face-o, ar face-o ușor, nu de pe o zi pe alta. Dar realitatea ne arată că nu e foarte ușor, da? Nimic nu se poate obține fără efort, în primul rând fiind necesar un efort de voință, da? Voință, motivație, trebuie să ai motivație. Iar această voință este strâns legată de sistemul tău de credințe, da? Credințe și convingeri, sistemul actual. Deci, repet, dacă tu crezi că nu vei putea să te transformi, așa va fi conform credinței tale. Dacă tu crezi că poți să te transformi pozitiv și eficient, începând din această clipă, așa va fi conform credinței tale. Într-o oarecare măsură, bineînțeles, nu tot ce îți pui în minte vei putea să, nu știu, să și aplici, să obții exact rezultatele prefigurate, dar vei obține în mod clar rezultate. Poate dacă eu, la vârsta mea, acum aș vrea să devin, nu știu, îmi pun în minte să devin campion mondial la culturism, poate că nu voi deveni, da? Dar pot avea niște rezultate în sensul ăsta. Poate aș putea ajunge la categoria mea de vârstă, să zicem, știu, campion pe oraș sau pe stradă măcar, nu? Pe strada mea, poate pe cartierul meu. Deci, anumite rezultate, să spun, le vei obține în mod clar, da? Deci trebuie o voință foarte puternică, e clar. Nu? Cu cât ridici tacheta mai sus prin ceea ce vrei să obții și schimbarea, transformarea este mai mare, da? Și implică motivație mai mare, voință mai mare. Da? Cu atât e mai greu, necesită mai mult efort, da? Timp și efort de a face zilnic asta, da? Acel exercițiu, acel antrenament corporal, da? Pentru a ajunge la un asemenea rezultat. Deci, indiferent ce crezi, așa va fi conform credinței tale, voinței tale, intențiilor tale. Deci, ai mare grijă ce și în ce crezi, ce voiești, da? Voința. Ce intenționezi să obții și să faci?
Înțelege puterea acestui instrument și începe să te folosești în mod conștient de el, începând chiar de acum. Bun. Ca atenționare, insuficiența și excesul sunt dăunătoare. Da? Deci ăsta e un concept așa general valabil, da? Pe care îl tot repetă. Data. Prezentat așa ca un principiu Cato. Insuficiența și excesul sunt dăunătoare. Ce aici? Insuficiența acesta de voință, de încredere, de nu știu ce, este dăunătoare. Da-ți dăunează ție, ai o viață nașpa dacă ești insuficient motivat, insuficient acționezi insuficient și așa mai departe, nu? Dar și excesul este dăunător, da? Deci nu-ți fixa, nu știu ce, nu-ți ridica ștacheta la plus infinit, da? Nu fă excese, că și excesul, deci de la un moment dat, este dăunător, da? Să-ți impui un ritm prea forțat, un ritm prea rapid, da, ajungi în burnout, ajungi să te extenuezi, ajungi, nu? Totul necesită efort. Dacă depui, ajungi să depui un efort prea mare, da, te va repercuta negativ asupra ta. Da? Deci, calea de mijloc, acolo, între insuficiență și exces, când îi nevoie, bineînțeles, faci o pauză. Deci poți să scazi așa sub, nu, să iei o pauză totală, atunci mergi spre acea insuficiență, cât timp ai pauza, dar nu te mai motivezi, nu te ești relaxat, ai uitat de motivație, ai uitat de, nu? Mă relaxez, sunt în afară, nu? Când sunt momente în care poate este necesar să faci un exces, da? Un, nu știu, să depui un efort mai mare înainte de o competiție, de, sau în timpul unei competiții, sau, da, există cazuri, situații, da? Deci, vorba și de acest principiu, excepțiile întăresc regula, da? Deci, insuficiența și excesul sunt dăunătoare, dar excepțiile întăresc regula. Excepțiile sunt cazuri excepționale în care, să zicem, este nevoie să mergi în insuficiență sau în exces, da? Ok. Deci, ce crezi tu? Tu citești acum în mod întâmplător acest articol? Sau asculți în mod întâmplător această lecturare în materialul video? Deci, răspunsul pozitiv din perspectiva pozitiv, a gândirii pozitive, este nu. Da? Nu asculți în mod întâmplător. Nu citești în mod întâmplător. Da? Că tu ești deja sprijinit în vederea transformării tale pozitive. Ai fost mereu. Aceasta este doar una din multele ocazii pe care le-ai avut și o să le mai ai în continuare. Fii optimist. Nu? Gândire pozitivă. Atrage aceste ocazii în continuare spre tine. Eu sunt doar unul dintre mulți oameni care a exercitat până acum asupra ta o influență pozitivă, nu? Privind direcția și sensul transformării tale. Da? Deci este în intenția mea. Da? Este în intenția mea să exercit o influență pozitivă privind direcția și sensul transformării, atât al mele personal, cât și a celorlalți. Da? Bun. Crezi asta? Răspunsul pozitiv de data asta ar fi știi tu, nu? Dar ai libertatea de alegere totuși privind ce tip de răspuns vrei să dai. Da? Deci răspunsul pozitiv de data asta ar fi știi tu, nu? Ți-l poți da. Ți-l poți da singur, răspunsul pozitiv, nu? Dar ai libertate de alegere totuși privind ce tip de răspuns vrei să dai. Tu dai ce vrei, ce crezi că e mai bine pentru tine să dai. Deci,
dă ce vrei, cum vrei și o să vezi tu apoi ce vei avea de învățat din asta. Ok, aici s-a încheiat acest articol, încheiat această lecturare. Bun, invitația, distribuie articolul dacă ți-a plăcut, distribuie materialul video dacă ți-a plăcut, poți sprijini activitatea mea cu un click pe platforma Patreon. Da. Poți dona și link-uri către celelalte site-uri ale mele. Ok. Îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te, dacă îți plac materialele video, bineînțeles cele create de mine, nu uita să te abonezi, da, la canalul meu YouTube și atinge și acel clopoțel, da, lângă abonare, care dacă dai click pe el, atunci vei primi mesaj la fiecare nou video pe care îl postez pe canal. Și în acest an 2020 am intenția să creez mult mai multe videouri decât anul trecut. Deci, mulțumesc pentru atenție și îți doresc să ai în continuare o atitudine pozitivă, da? Să-ți îndrepți eforturile pe realizarea unor schimbări, transformări pozitive, benefice pentru tine, să ai o viață frumoasă, o viață minunată, și sănătate, bineînțeles, să te poți bucura de ea, să te poți bucura de toate. Ne? Ok, deci mulțumesc și doresc să aveți în continuare o zi minunată.